Gripa este o infecție respiratorie cu afectare generală, apariție sporadică, epidemică sau pandemică provocată de virusul gripal. În fiecare an, odată cu scăderea temperaturilor, crește și pericolul contractării acestui virus. Există trei tipuri de virusuri gripale: tipul A, care este cel mai agresiv, implicat în epidemii și pandemii, tipul B, implicat în infecții locale, și tipul C, care nu este foarte agresiv. Singura metodă specifică de a preveni gripa presupune vaccinarea anuală antigripală. Profilaxia nespecifică se face prin metode de creștere a imunității, cum ar fi o alimentație bogată în fructe și legume, mișcare în aer liber, evitarea contactului cu persoanele bolnave și a aglomeraților. Având în vedere faptul că se apropie cu pași repezi iarna, fiind la început de toamnă, aparent ar trebui persoanele cu probleme cu afecțiuni cronice sau copiii care frecventează colectivitatea să apeleze la a stimula imunitatea prin vaccinare cu vaccin antigripal. Acest vaccin le oferă într-un procentaj destul de mare o protecție împotriva afecțiunilor respiratorii recidivante. Vaccinurile au început să apară la farmacie la un preț rezonabil, cred eu. Au fost la noi, la cabinet, persoane care și-au cumpărat și au zis că nu e chiar așa un preț mare. Gripa reprezintă o mare provocare pentru că este o problemă majoră de sănătate publică. Milioane de oameni fac forme severe și există și un număr important de persoane care decedează anual din cauza agravării acestei boli. De asemenea, este indicat să ne vaccinăm până la sosirea sezonului rece și să fim perfect sănătoși în clipa în care facem vaccinul. Acum, preferabil ar fi acum, în perioada de toamnă, deci noiembrie, ar trebui rezolvat cei care se gândesc că își protejeze starea de sănătate. Trebuie să fie sănătoși în momentul în care se face vaccinarea. Deci fără răceală, fără un sindrom febril, deci fără febră. Indicațiile pentru vaccinare ale Ministerului Sănătății cuprind următoarele grupe de persoane care prezintă risc crescut pentru formele severe de boală: persoanele peste 65 de ani, bolnavi cronici cu afecțiuni cardiace sau respiratorii, cu diabet zaharat, bolnavi de cancer, gravidele, copiii cu vârste cuprinse între 6 și 23 de luni și personalul medical. În afara acestora, orice persoană se poate vaccina la cerere.